De bun, avem primul caz de coronavirus în România. Văleleu, văleleu, buică! ce facem acum? Ce facem? Bă, știu ce facem. Mergem la magazin, cumpărăm de toți banii pe care îi avem în casă, fiecare cât poate. Un milion, zece, o sută, Apropo, cât e o mie de milioane? Cine știe. Apoi, ne baricadăm în casă și stăm și mâncăm și bem și ne uităm la televizor. Ce dracu să și facem altceva, nu? Nu! Păi ești prost! Păi ești nebun! Uitați ce aveți de făcut în caz de coronavirus! Acum că avem un caz de coronavirus confirmat oficial în țară. În primul și în primul rând, dacă mergeți la magazin, Cumpărați săpun antibacterial. Asta cumpărați. Cât mai mult. Și folosiți-l cât mai des. Spălați-vă pe mâini timp de 20 de secunde. Da, 20 de secunde. Știu că e mult, știu că e greu. Nici măcar eu nu fac asta. Dar asta trebuie să faceți. Mai departe. Evitați să mergeți cu mijloacele de transport în comun. Evitați să stați lângă persoane care au probleme respiratorii, adică care <coughs> strănută. Masca o folosiți dacă voi aveți probleme respiratorii, adică dacă voi strănutați, ca să nu transmiteți mai departe microbul. Masca nu vă protejează de coronavirus. Ce vă protejează de coronavirus este spălarea mâinilor. Cât mai des Evitați să atingeți suprafețele de la locurile în comun, adică de la, de exemplu, toaletele de la restaurant sau, deci orice mâner, orice ușă, orice suprafață pe care puneți de obicei mâna din localurile comune, evitați să le atingeți. Dacă le-ați atins, spălați-vă pe mâini, luați-vă la voi soluții dezinfectante. Asta trebuie să faceți vă suflați lasul, șervețelul de unică folosință l-ați aruncat. Când strănuțați, folosiți un șervețel de unică folosință. Sau dacă îl puneți mâinile, spălați-vă. Asta trebuie să faceți. Igienă, igienă. Atenție, nu panică. Bă, nu mai goliți magazinele, ești nebun ce am văzut la, la televizor, nu la televizor, nu sunt în țară. Pe net, M-am căcat pe mine de râs efectiv. Bă, m-am căcat. Bă! Și asta a fost înainte să fie primul caz de coronavirus confirmat. Sunt acum curios ce se întâmplă în județul Gorj. Pentru că acolo a fost confirmat. Dacă cineva din Gorj se uită la acest video, vreau să-mi spună, mai există ceva de cumpărat de mâncare în magazine sau sunt toate goale ca pe vremea luceașcă? <laughs> doamne apără mă și păzește mă. Doamne 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 doamne. Apropo, voi știți că de gripa obișnuită normală au murit mai mulți oameni decât de coronavirus. Anul acesta, știți asta sau nu știți? Hmm? Asta în caz că vă gândiți cât de grav e acest coronavirus. Hmm? Știați sau nu știați? Aflați acum. Vă rog să nu vă panicați, să vă informați și să vă spălați. Igiena, igiena contează. Atât, și un pic de atenție. Da? Și de rest, Dumnezeu cu Mila, că în timp ce noi ne facem griji de coronavirus, din alte cauze, se moare la greu și nimeni nu-și mai, nu mai face griji. Apropo, știți de ce cred eu că e această isterie? cauzată de coronavirus, pentru că este un virus nou. Și ca orice, ca absolut orice lucru nou, când apare ceva nou, lumea este interesată de acel lucru. Până când apare următorul lucru nou și tot așa mai departe. Nu contează că este vorba de un virus, boală, melodie, film, o vedetă, un scandal, o jucărie, orice, absolut orice. Când e ceva nou, toată lumea imediat e interesată. După care e gata. Fac pariu că la anul se va uita de corona. Fac pariu. Vom avea, nu știu, Heineken, alt virus, altceva, alt scandal. Și așa mai departe. <coughs> Repet, nu vă panicați, gândiți, nu citiți orice prostii, uitați-vă la sursele oficiale, adică la, pe site-ul Ministerului Sănătății. Și hai să trecem cu bine și pe cea, și, și hai să trecem cu bine și peste această noutate. Mm? Ce ziceți? Eu acum mă aflu în Anglia, de aici vă povestesc. Aici sunt confirmate, nu știu, că nici la am urmărit, că nu mă interesează vreo 4 sau 8 cazuri lumea nu e panicată, pacazinele sunt pline, viața merge înainte, ce ni s-a spus este ce v-am spus și eu acum, să ne spălăm pe cu dezinfectant, să dezinfectăm bânerele, ușile, telefoanele, orice alt lucru pe care le atingem, să nu stăm pe lângă persoanele cu probleme respiratorii și asta e. Care-i problema? Oricum, tu nu stai pe lângă cineva care e strălută și tușește, nu? că e precis, nu vrei să iei răceala comună. Te caie, repet, s-a murit mai mult alu acesta decât de coronavirus. Repet, da? Așa. Ca să știți cine e mai tare, cine e mai puternic, mai rău, da? Bun. Apropo, cum se, dacă ai coronavirus, cum se tratează? Păi se tratează simptomatic, exact ca o răceală, adică dacă ai febră, iei medicamente pentru febră. Dacă străluți, iei medicamente pentru strănut Și așa mai departe. Ce care sunt simptomele? Febră, strănut și probleme de respirație. Atât. Simplu. Dacă ai intrat în contact cu o persoană cu coronavirus, sună la 112. Sau Vezi pe, pe site-ul Ministerului Sănătății, cred că au făcut acum un număr special unde poți pentru coronavirus. Verificați acolo și vedeți. Și asta e. Asta e. A, încă ceva. Știți dacă majoritatea persoanelor care au murit sunt persoane în vârstă de peste 70 de ani care aveau și alte probleme și alte boli. Știți asta, nu? Iar în România, cazul confirmat cu coronavirus este un tânăr de 25 de ani, care locuia într-o casă cu încă șapte persoane și toate acestea au fost, și toate acestea au fost depistate negativ. Bineînțeles că durează două săptămâni perioada de incubație, dar în acest moment nu au coronavirus. O să aflăm peste două săptămâni dacă și acele șapte persoane au sau nu. Oricum, acest de 25 de ani, fac pariu cu voi că nu va deceda. Stați liniștiți. Acestea fiind zise, hai să trecem cu bine și pe... Hai să trecem cu și peste această problemă. Eu am fost Adi Vlog. Acesta a fost vlogul de astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu vă mai uitați așa mult la televizor. Mai citiți și ziarele. mai, mai, mai citiți și presa. De calitate. Iar când este vorba de o boală, informați-vă din surse oficiale, adică site-ul Ministerului Sănătății. Asta e! Pam, pam! Multă sănătate, pace și virtute! Mua!